minunat cum trăim. Vorbesc de relație între oameni. Nu zic în clipa asta de prostiile guvernamentale, de gafele, de și așa mai departe, de reprezentarea submediocră, internațională, externă a țării noastre prin prezența sau fizică chiar, prestația președintelui nostru, care până la urmă are o singură treabă pe lume, în fișa potrivit. Să ne reprezinte pe noi ca nație, peste tot, unde are de face cu alții. Despre asta vorbesc, ci despre modul cald și românesc în care ne mișcăm pe aici. Sunt așa într-o fază de doamnă fierbinte, așa care mă nebunește. Mirosuri extraordinare, pune în varză, a venit o plumă și a mai ras ce era în grădină. E ceva cald și frumos, aducem lemne, e minunat. Nu face nimeni asta în Uniunea Europeană, nu? Nu face. Nu așa se trăiește acolo. Și eu când spun mereu că noi avem alt mod de viață, de ce nu mă ascultă? Alt mod de viață. Cel mult trebuie să-l înțelegi, nu să-l modifici. Trebuie să-l înțelegi, să-l perfecționezi, să-l accepti, să-l iubești. E alt mod de viață. Și nu e de ieri la noapte. Iar cât un străin din ăsta, când apare pe aici, este foarte încântat de ce facem noi și cum trăim aici. Da, totul e să nu citească ziarele de la ei, să nu vadă ce pe la televizoarele lor, ci să vină aici. Să dea o țuică cu noi, la butoi.